Son Fabiana y al videoclip de Astas voy a hacer un alt slide. Avem nevoie de lipici transparent sau aracet, borax, două lingurițe, una mare și una mică, colorant și desigur ceva în care să facem slime-ul. Pentru început vom pune aracetul. Uitați ce cantitate de aracet am eu. După ce vom pune aracetul, va trebui să punem și colorantul. Eu voi colora acest slime albastru. Un albastru foarte strident. Ce albastră frumos! Este ca cerul! Și voi amesteca foarte bine! Acum voi pune boraxul, puțin câte puțin. Uitați, slime-ul deja începe să se formeze. Este foarte bun boraxul, dacă găsiți, să-l cumpărați și voi. Și amestec foarte bine. Încă puțin borax. Mai devreme am avut o măscăliță pe mână, dar nu știu unde a zburat. Fiindcă afară plouă, am lăsat puțin geamul deschis și cred că a intrat să se adăpostească. Uitați, slime-ul chiar începe să se facă și este foarte frumos. Parcă ar fi
и во все. Este foarte super, dar trebuie să mă joc cu el, adăugând câte un pic boraș. Încă mai trebuie borax. Iar acum mă pot juca cu el. Se întinde, dar trebuie să mă joc mai mult cu el ca să se întindă foarte, foarte bine. Parcă ar fi nisip kinetic. Și uitați cât de super este slime-ul. Wow, chiar seamănă cu un Miss Kinetic, dar este slime. Mie îmi place foarte mult acest slime. Scrieți-mi în comentarii dacă și vouă vă place. Și vreau să mai scrieți în comentarii ce fel de videoclipuri ați vrea să mai fac pe canalul meu. Și ce fel de slime, adică ce culori și ce tip de slime, adică butter slime, clear slime. Și multe alte slime-uri. Wow! Este foarte, foarte moale și pufos, de parcă ar fi un fluffy slime. Wow, mie chiar îmi place.
Acesta a fost videoclipul de astăzi, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like, un share ca să vadă și prietenii voștri și să vă abonați la canalul meu de YouTube, Fabi Fabiuța. Vă pup și vă iubesc! Pa!